Stă scris la lege și la mărturie. În Psalmul 111, cu versetul 9, stă scris: A trimis poporului său izbăvirea, a așezat legământul său în veci, numele lui este sfânt și înfricoșat. În acest limbaj este reprezentată omnipotența, a tot Domnului Isus. El este făcut cunoscut cercetătorului Bibliei drept creatorul lumii și conducătorul ei de drept. În primul capitol din Evrei este pus în contrast poziția îngerilor și poziția lui Hristos. Dumnezeu a spus cu privire la Hristos cuvinte care nu pot fi aplicate îngerilor. Ei sunt duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Dar Hristos, ca mediator, este marele realizator al operațiunii de răscumpărare. Duhul Sfânt este reprezentantul Său în lumea noastră pentru a executa planul divin prin care ființelor umane căzute le este adusă putere de sus ca să fie biruitoare. Toți cei care intră în legământ cu Isus Hristos devin, prin adopție, copii ai lui Dumnezeu. Ei sunt purificați prin puterea regeneratoare a Cuvântului iar îngerii sunt mandatați să le slujească. Sunt botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Aceștia promit să devină membri activi ai bisericii sale de pe pământ. Trebuie să devină morți în raport cu oricare provocare a dorințelor lumești, dar în vorbire și evlavie trebuie ca, prin sfințirea Duhului, să exercite o influență vie de partea lui Dumnezeu moștenitori lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, ce poziție înaltă și ce demnitate! Separați și diferiți de lume, apărați împotriva curselor lui satana prin, repet, separați și diferiți de lume, apărați împotriva curselor lui satana. Prin jurămintele de la botez, urmașii declarația lui Dumnezeu au promis să stea în opoziție față de rău. Inamicul sufletelor va acționa cu toată măestria ca să le corupă mințile. El va încerca să introducă metodele lui în serviciul lor pentru maestrul. Dar ei vor fi în siguranță dacă vor da curs poruncii. Citez, încolo fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului.